Pentru a optimiza rezultatele elevilor la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat, Ministerul Educației a aprobat organizarea simulărilor din anul școlar 2013-2014. În februarie, elevii de clasa a 8-a vor susține simularea evaluării naționale la limba și literatura română și la matematică. În data de 18 februarie se va susține simulare la proba scrisă de limba și literatura română, iar în data de 19 februarie simulare la proba scrisă de matematică. Afișarea rezultatelor se va face pe data de 7 martie. În acest an școlar, Ministerul a introdus simulările la bacalaureat destinate elevilor din clasa a 11-a. Aceștia vor susține probele în paralel cu elevii din an terminal, după tematici diferite. Proba scrisă la limba și literatura română, simularea acesteia, va avea loc pe data de 3 martie. Pe data de 5 martie va avea loc simularea la proba scrisă de la disciplina obligatorie conform profilului și pe data de 7 martie simularea la proba scrisă la disciplina la alegere în funcție de profilul și specializarea pe care o va finaliza elevul respectiv. Pe data de 14 mai se vor afișa rezultatele. Rezultatele obținute de elevi la simulări vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.